Ajungem la noastră pe acest intermediu și o rugăminte care o avem este atunci când deschideți YouTube și deschideți canalul Bisericii Române Baptiste Betel din Sacramento, să apăsați subscribe și apoi să apăsați clopoțelul care este deasupra. Încercăm să transmitem mesajul lui Dumnezeu și ne-am bucurat ca mult mai mulți oameni să poată să primească acest mesaj. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsim scris în cartea Exod, în capitolul 12, versetul 12 și 13, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici o urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Acesta este cuvântul la care ne vom opri în minutele următoare. Ajungem pe această cale la dumneavoastră și am vrea ca Duhul lui Dumnezeu să folosească și această ocazie pentru a ne edifica sufletește. Cuvântul care l-am citit din Exod, din capitolul 12, este un cuvânt care ne amintește că există o diferență între credincioși și necredincioși. Acest cuvânt ne pune pe fiecare dintre noi față în față cu această realitate. A fi credincios nu înseamnă a fi scutit, nu înseamnă a evita marile încercări ale vieții. N-a promis Dumnezeu pentru niciunul dintre noi doar cerul senin. A fi credincios înseamnă a traversa împreună cu El, cu Domnul Iisus Hristos, cele mai mari provocări ale vieții. Există ceva, există un element care face toată diferența în viața credincioșilor. Chiar dacă în aparență lucrurile par la fel, pentru credincioși există ceva care face diferența. Versetul 13 spune în felul următor: Sângele vă va sluji ca semn. Este un semn pe care Dumnezeu l-a ales, este un semn al sângelui. Există un fir cărămiziu care curge prin istoria umană. Un semn care face diferența. Sângele Domnului Iisus Hristos este sângele care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Este sângele prin care fiecare dintre noi am fost spălați și răscumpărați. Evreilor, Dumnezeu le spune că atunci când va avea loc ultima urgie, va fi un semn între Dumnezeu și ei, semnul sângelui. Sângele va sluji ca semn. Tot am spus că va fi ultima urgie. De altfel, atunci când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, pentru poporul evreu, urgiile, toate urgiile, transmiteau, comunicau ceva. Le spuneau evreilor care erau în robie că izbăvirea lor este foarte, foarte aproape. Fiecare urgie care venea peste Egipt era o urgie care îi ducea tot mai aproape
pe credincioși, poporul lui Dumnezeu, de marea și glorioasa izbăvire. În această minunată ilustrație pe care Dumnezeu o folosește, este fascinant să vezi cum Dumnezeu le spune evreilor: va mai fi o urgie, va fi ultima. Și odată cu trecerea acestei urgii, odată cu încheierea acestei urgii, veți ieși, veți scăpa. Trăim vremuri interesante, vremuri în care parcă sub ochii noștri sunt dezlănțuite urgii, judecățile lui Dumnezeu. Pe alocuri, spune cuvântul lui Dumnezeu, vor fi cu tremure de pământ, foamete, ciumi. Toate aceste lucruri se întâmplă sub ochii noștri. Ieri orașul Zagreb a fost zdruncinat de un puternic seism. De foamete, nu știu dacă mai are rost să mai pomenesc câți copii mor în fiecare zi de foame pe mapa mondă. Într-o vreme ca aceasta, în care urgiile, judecățile lui Dumnezeu încep să se verse peste pământ, aceste urgii nouă credincioșilor ne spun că izbăvirea noastră este mai aproape ca oricând. Urgiile ne spun nouă credincioșilor că foarte curând va avea loc eliberarea. Ne spun nouă credincioșilor toate aceste evenimente că este mai aproape ca oricând clipa răscumpărării noastre. Pentru evrei, am amintit, este un semn foarte clar, un semn vizibil, sângele mielului. De altfel, despre acest semn vreau să vorbesc în această seară. Este o seară de duminică, este o seară în care, în mod obișnuit, am fi fost cu toții la adunare. Nu putem să facem asta, deocamdată. Nu știm exact ce ne rezervă viitorul. Dar ceea ce este cert este că dacă noi nu putem să ne întâlnim într-un cadru obișnuit, Duhul lui Dumnezeu este cu fiecare și în fiecare dintre noi ca și credincioși, acolo unde suntem. Semnul despre care cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici este un semn al sfințirii. În cuvântul lui Dumnezeu, sângele este elementul care sfințește. Sfințire înseamnă separare. Poporul lui Israel, popor de altfel în Egipt, în robie, și Egiptul știm că simbolizează lumea, fiind încă în lume, suntem chemați de Duhul lui Dumnezeu să ne separăm. Sângele era semnul separării, semnul sfințirii pentru ei. Sângele le spunea că trebuie să intre în lăuntru și să nu rămână niciunul dintre ei afară. Afară urma să fie judecata Dumnezeu, cu fiecare urgie în parte se judecase cu zeii Egiptului. Mai era o urgie? O urgie care urma în noaptea aceea să se dezlănțuie peste întreg Egiptul. Credincioșii poporului Dumnezeu trebuiau să se separe. Semnul separării, semnul sfințirii pentru ei era sângele. Era un semn vizibil. Era un semn care era așezat pe ușorii ușilor, în lateral și deasupra, și care comunica acest semn.
comunica că toți cei care au înțeles mesajul separării nu mai sunt în afară, sunt înăuntru. Chemarea, provocarea, porunca lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în aceste zile, trecând dincolo de decretele autorităților, Dumnezeu ne cheamă să fim în plan spiritual, în lăuntru, să nu rămânem în afară. Afară este dezlănțuită judecata lui Dumnezeu. Afară este dezlănțuită urgia lui Dumnezeu. Ceea ce face diferența este semnul sângelui care îți spune foarte clar, intră în lăuntru. Nu știu unde ești tu în relația ta cu Dumnezeu. Nu știu pe unde ai umblat, pe ce drumuri ai hoinărit. Dar poate într-un ceas ca acesta, mai mult ca oricând, este momentul solemn să te oprești. Și dacă ai fost tot afară, vreau să înțelegi, există un semn al sângelui care face diferența între ceea ce este afară și ce este în lăuntru. Semnul sfințirii este semnul pe care Dumnezeu l-a poruncit pentru evrei. Sângele îi spunea fiecărui evreu că trebuie să stea în lăuntru. Nu exista o altă alternativă. Bineînțeles, într-o vreme în care sunt proclamate atâtea șanse, atâtea căi, cuvântul lui Dumnezeu le spune evreilor care urmau să fie scăpați, eliberați, scoși din robie, că există un singur semn, o singură cale. Că în ciuda gândirii moderne, în ciuda ideilor, care mai de care mai năstrușnice de astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există o singură cale, este calea sângelui. Că omul nu poate să fie sfințit altfel decât pe această cale. Calea aceasta este calea care te cheamă de afară, în lăuntru. Este felul lui Dumnezeu de a-ți spune, intră înăuntru. Adăpostește-te în sângele mielului. Semnul sângelui n-a fost doar un semn al sfințirii, a fost un semn care îi pregătea pe ei pentru ce urma să se întâmple mai târziu. Intervențiile lui Moise la faraon au fost justificate într-un fel foarte interesant. Moise i-a spus lui faraon că vor să meargă să-L slujească pe Dumnezeul lor. Vor să iasă din Egipt ca să poată să-L slujească pe Dumnezeul lor, pe singurul Dumnezeu adevărat. Dragii mei, al doilea rând vreau să înțelegem că sângele nu este doar un semn al sfințirii, este și un semn al slujirii. Credincioșii sunt oameni care îl slujesc pe Dumnezeu. Credincioșii sunt singurii oameni care slujesc pe singurul Dumnezeu adevărat. În ceasuri ca acestea, mai mult ca oricând, este extrem de important să spui serios întrebarea pe cine slujești. Domnul Iisus spunea contemporanilor săi și de atunci încoace prin Evanghelii nouă tuturor că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și dacă încerci să faci chestiunea asta, ești un nimeni. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți să slujești și lumii de acum și lumii care va să vie. Trebuie să te hotărăști. Trebuie să te decizi cui vrei să slujești. Sângele este semnul slujirii. Oamenii care s-au separat, sunt separați cu un scop foarte clar. Ei trebuie să-L slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu, în planul Lui minunat pentru mine, pentru tine, pentru neamul omenesc, ne-a creat din veșnicie, a avut un gând cu ființa umană să-L slujim pe El.
toată situația creată prin cădere, prin păcat, toate au afectat într-un mod radical capacitatea ființei umane de a sluji pe Dumnezeu. Nu știu unde ești tu în raport cu slujirea lui Dumnezeu. Este o vreme în care lucrurile se cer. Zilele acestea sunt zile unice. Nu l-au trăit înaintașii noștri. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a rânduit ca noi să trăim în aceste zile. Suntem această generație care trăiește și ceea ce alții au văzut dinainte că se va întâmpla, noi avem ocazia să trăim. Să trăim aceste zile. Zile în care mai mult ca oricând se face diferența. Cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Maleahi este ultima carte a Vechiului Testament. Și acest profet pune accentul pe o decizie pe care unii o iau și alții din nefericire n-au luat-o. Auzi ce spune profetul Maleahi, versetul 18 din capitolul 3. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Și aici este fraza extraordinară. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Evreii n-au fost salvați ca să fie salvați. Motivul pe care Moise l-a invocat atunci când au vrut să iasă din Egipt a fost un motiv foarte clar, ca să poată să-L slujească pe Dumnezeu. Pentru cei care formăm diaspora, care suntem plecați mai recent sau mai demult din țara noastră, pentru toți aceștia, mulți dintre noi am plecat din țară și am folosit această scuză, acest motiv. Am spus că vrem să putem să-L slujim pe Dumnezeu. Ceea ce nu puteam să facem în epoca comunistă. Că vrem ca noi și copiii noștri să-L slujească pe Dumnezeu. Unii suntem aici de ani, alții de zeci de ani de zile. Nu știu. Fiecare cunoaștem umblările noastre, cunoaștem direcțiile pe care ne-am dus, cunoaștem în ce fel ne-am cheltuit timpul și valorile noastre. Și știm în ce măsură L-am slujit pe Dumnezeu. Poate n-ai fost foarte interesat de așa ceva. Poate n-ai fost prea pasionat să slujești pe Dumnezeu. Vreau să înțelegi ceea ce poate n-ai înțeles niciodată în seara aceasta. Sângele slujește ca semn al slujirii. Motivul pentru care Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt a fost ca să poată acești evrei să-L slujească pe Dumnezeu. Al treilea rând, sângele slujește nu doar ca semn al sfințirii și ca semn al slujirii. Sângele este așezat și face diferența între viață și moarte. Sângele este un semn al salvării. Toți aceia care au intrat în lăuntru, atunci când li s-a transmis acest mesaj, toți aceia care au ascultat și în cazul lor au ascultat toți. Toți aceia au fost salvați. N-a fost vreunul care să fi pus sub semnul întrebării ceea ce i s-a spus. N-a fost vreunul care să fi tergiversat porunca lui Dumnezeu. N-a fost vreunul care să trateze irresponsabil vremea în care trăiau. N-a fost vreunul care să privească ușuratic noaptea judecății lui Dumnezeu. Fiecare dintre ei
au înțeles că nu este o opțiune, nu este o părere a lui Moise. Este o poruncă a lui Dumnezeu să ia sângele, să-l așeze pe ușorii ușii. Și acel sânge va sta acolo peste noapte. Și acel sânge va face diferența între viață și moarte. În lăuntru, dincolo de sânge, toți care au fost dincolo de sânge au trăit. Toți care au fost în afara sângelui, întâi născuți, au pierit. Calea lui Dumnezeu nu oferă alternative multiple. Fie ești afară, fie ești în lăuntru. Între mine și judecata lui Dumnezeu. Între tine și judecata lui Dumnezeu. Este sângele mielului. Este sângele Domnului Iisus Hristos. Acel semn așezat de Dumnezeu care proiecta o jertfă, care vorbea despre un sacrificiu suprem, care transmitea un mesaj milenar că omul va putea să scape și să fie salvat doar prin sângele mielului. Ioan îl vede pe Domnul Iisus Hristos și spune, iată mielul. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Semnul sângelui este semnul salvării. Nu există o altă cale să scapi. În noaptea cea mai neagră, în noaptea nopților, când totul se va separa, ceea ce va face diferența va fi sângele mielului. Oameni care l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, oameni care l-au ascultat pe Dumnezeu, oameni care au tratat responsabil mesajul salvării, oameni care au înțeles că există o singură alternativă, doar să intri în lăuntru. În cazul lor era vorba de casă, de casa lor. Aș merge un pas mai departe și aș spune că există o casă, este biserica lui Dumnezeu și toți cei care aud mesajul Evangheliei sunt chemați să intre în lăuntru, sunt chemați să răspundă mesajului lui Dumnezeu, sunt chemați să iasă de afară și să intre înăuntru, să părăsească tot ceea ce este afară. În noaptea aceea, Dumnezeu spune că a trecut și a făcut judecată pentru zeii Egiptului. A fost pe mai multe nivele lupta câștigată de Dumnezeu. Zeii în care se încredeau egiptenii au fost umiliți, au fost sfărâmați de adevăratul Dumnezeu. Astăzi oamenii își pun încrederea în temiri ce? Și din nefericire nu își pun încrederea în adevăratul Dumnezeu. Astăzi, în fața judecății lui Dumnezeu, mai mult ca oricând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există un semn, un semn al sfințirii, al separării. Există un semn, un semn pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru credincioși. De-aia au ieșit din Egipt ca să-L slujească pe Dumnezeu. Și există un semn, un semn al salvării. Este felul lui Dumnezeu de a răscumpăra, de a salva prin sângele mielului. Toți cei care ne numărăm printre cei răscumpărați,
Nu suntem răscumpărați pentru că am avut niște merite deosebite. N-a fost vreunul dintre ei care să reclame în acea noapte în care au ieșit afară. N-a fost vreunul să spună, eu am scăpat pentru că eu am fost special. Eu am scăpat pentru că am avut niște merite deosebite. Toți au scăpat pentru un singur motiv. Pentru că între judecata lui Dumnezeu și ei era semnul sângelui. Asta a făcut toată diferența. Nu știm exact ce urmează să se întâmple. Nu știm ce ne rezervă tumultosul viitor. Dar știm cu certitudine că ceea ce i-a salvat pe ei în noaptea nopților este ce poate să ne salveze și pe noi. Este sângele vărsat. Sângele care acopere, care spală păcatele noastre. Sângele care ne curățește. Sângele care ne declară îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. În această seară vreau să îți adresez această provocare în încheiere. Dacă mai ești încă afară, e un risc pe care nu merită să-l iei. Dacă încă ești afară, pe drumurile acestui Egipt, măcar în ceasul acesta, poate te-ai rătăcit, poate te-ai depărtat de casă. Și acum altă dată fiul risipitor venea spre casă. Seara asta, cuvântul lui Dumnezeu îți spune, intră în casă. Intră în casă. Intră sub adăpostul sângelui Domnului Iisus Hristos. Ai o singură șansă. Nu știu în ce măsură și cum vom mai putea să ajungem. Ne rugăm și asta este dorința și rugăciunea noastră ca Duhul lui Dumnezeu cumva să intervină. Să se încheie acest coșmar. Nu știm exact ce se va întâmpla. Dar știm un lucru, că toți cei care suntem la adăpostul sângelui, care am înțeles semnificația acestui semn, suntem oameni care suntem separați, suntem oameni care îl slujim pe Dumnezeu și suntem oameni care suntem salvați, suntem scăpați de judecata nopții care vine. Fie ca acest mesaj să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Amin.